Studenții și masteranzii facultăților de științe alimentare învață încă din facultate să facă rețete inovatoare pentru produse mai gustoase, dar și mai sănătoase. Cei din Iași au reușit să facă, de exemplu, cremvuști cu adaos de țelină care își păstrează gustul și culoarea mai mult timp. Iar masteranzii din Galați ne propun o înghețată cu ulei de trandafir. Toate aceste rețete inovatoare pot fi preluate imediat de producătorii îndrăzneți. Cremvuștii de pui cu țelină și pastrama de vită injectată cu ulei de rapiță și pudră de lucernă sunt printre cele mai interesante rețete propuse ca proiecte de diplomă de studenții care termină ingineria alimentară din Iași. Preparatele sunt făcute doar cu ingrediente naturale. Înghețata cu afine și aromă de trandafir se bazează pe o metodă inedită de păstrare a aromelor, este 100% bio și poate ajunge rapid în gelateriile producătorilor care sunt dispuși să cumpere drepturile de proprietate. Iar o cupă din acest produs dulce ar costa în jur de 6 lei.